Notă de plată mare pentru un bărbat care a provocat aterizarea forțată a unui avion pe aeroportul din Timișoara. El trebuie să plătească 10.000 de euro după ce a lovit o stewardesă pentru că nu i-a mai dat de băut, iar avionul a aterizat de urgență, ridicând astfel costurile de zbor pentru compania aeriană. Pasagerul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea de acte de violență psihică și fizică asupra unor persoane și asupra personalului navigant aflate la bordul unei aeronave civile în zbor. După refuzul unei însoțitoare de bord de a-l servi cu alcool, inculpatul a devenit agresiv cu aceasta, comițând acte de violență fizică asupra ei. Comportamentul agresiv și amenințător al inculpatului la bordul aeronavei a fost de natură să pună în pericol siguranța pasagerilor și a zborului, astfel că la ora 22:30, comandantul aeronavei a aterizat forțat pe aeroportul Traian Vuia din Timișoara, unde inculpatul a fost debarcat cu ajutorul organelor poliției de frontieră. Pagubă creată companiei aeriene prin aterizarea forțată a aeronavei este în sumă de 10.000 de euro, potrivit bihon.ro. Dosarul a ajuns acum pe masa magistraților de la judecătoria Timișoara.